Bună ziua, dragi prieteni, și bine ne revedem pe canalul meu de YouTube. După cum știți, sunt Elena, îmi plac florile și vă vorbesc întotdeauna despre ele. Astăzi vreau să vorbim despre două plante minunate ce se numesc Oxalis triunghiular și Oxalis tripapilia. Sunt din aceeași specie, Oxalis, și fac parte din aceeași zonă, din zona Americii de Sud, din diferite colțuri ale Americii. Dar înainte de a vă povesti câte ceva despre ele, vreau să vă așezați comod, să vă bucurați de unele clipe minunate despre care vreau să vă vorbesc, să nu vă plictisesc prea mult despre ele. După cum știți, se apropie sărbătorile de iarnă, suntem aproape în prag de Crăciun și zice că aceste plante sunt foarte benefice să le ținem în casă, că sunt purtătoare de noroc. Ca de exemplu și vâscul, și vâscul se zice că este la fel de bine să-l avem în casă, este purifică și reînnoiește spiritele din interiorul casei, aduce pace, liniște, bucurie, prosperitate și de ce nu și multă iubire în familiile dumneavoastră, dacă este adevărat să se împlinească. Dar să vă vorbesc despre această plantă, despre Oxalis. După cum v-am zis, face parte din zona Americii de Sud. Este o plantă care crește și se înmulțește prin rizom. Are niște rizomi de o lungime de 5 cm și poate ajunge ca și circumferință 1,5 cm. Este o plantă de interior pe timp rece, pentru că nu suportă temperaturile sub minus 5 grade și vara este bine să le țineți la semiumbră, pentru că nu suportă căldurile foarte mari, datorită faptului că au frunzele foarte finuțe și se pot usca. Este o plantă care are mai multe culori, sunt plante cu frunze verzi care face floricelele albe, sunt plante cu frunze verzi care face flori galbene, sunt plante cu frunze verzi care face o floare roz, lila, aceste move cu o floare albă sau o floare roză, iar această verde cu un grena maron care face o floare roză sau albă. Eu aceasta o am cu un bobocel, dacă îl observați, este roz, un roz foarte deschis, și i-am pus aceste decorații. Acesta este un coșar, un purtător de noroc, iar aici îl avem pe Moș Crăciun, reprezentantul sărbătorilor de iarnă. Da? Ce să vă mai vorbesc despre ea? Este o plantă care se udă frecvent, îi place umiditatea, este o plantă care acești rizomi este bine să-i udăm când pământul aproape este uscat și apoi să-l udăm. Alte persoane zice că nu-l lasă să usuce pământul aproximativ deloc, tot timpul îi dă umiditate. Acum fiecare în ce parte de luminozitate o are. Dacă este mai la semiumbră, o putem lăsa să usuce puțin mai mult. Dacă este mai la soare, un pic mai mult soare, e bine să o udăm mai frecvent. Din câte am înțeles, acest rizom se mănâncă. N-am încercat și nici nu-s curioasă, dar din câte m-am documentat despre această plantă, despre Oxalis triangular, zice că se mănâncă atât frunza cât și rizomul. Eu mai am unul aici, o specie cu o frunză puțin mai mică, acum a intrat în hibernare, am avut-o toată vara
foarte frumoasă și aș vrea să am adus-o mai mult să vă scot un rizom să vi-l arăt cum arată. Nu are nimic dacă îl scoatem, nu i se întâmplă nimic. El își pierde frunza toamna târziu, iar în primăvară își recapătă din nou frunzele. E bine că atunci când primăvara, când le reînnoim ca și pământ, ca și rizom, e bine să le scoatem din pământul care a stat și să-l reînnoim pământul pentru a putea da niște frunze mult mai mari, mai frumoase și mai sănătoase. După cum observați, frunza este foarte închisă la culoare, iar tulpinița este un verde transparent, ceea ce îi dă un design mult mai frumos. Uitați, aici am scos un rizom, vreau să vi-l arăt și dumneavoastră, ia uitați-l. Acesta este rizomul, vedeți? Este tânăr, este în hibernare. O să-l punem la loc, nu o să-l deranjăm prea mult. Iar în primăvară, eu l-am băgat în casă, de aceea cred că a dat două frunzulițe, îmi dă, foarte micuțe și foarte frumoase. Una din ele am și rupt-o, după cum se vede. Da. Ca și fertilizare, îi place să fie fertilizată foarte ușor cu apă de coajă de banană sau cu puțin apă cu zahăr, iar îi place. Iar ca fertilizanți de cumpărare, să fiți atenți să cumpărați un fertilizant cu o joasă, cu o joasă bază de nitrogen. Adică să conțină cât mai puțin nitrogen, dacă se poate, să fie un 7%, un până în 10-11% nitrogen să conțină, pentru că nu-i place nitrogen foarte mult. După cum v-am zis, înflorește de mai multe culori, de mai multe nuanțe de flori. Vara e bine să le țineți la semi-umbră, să-i dea lumina zilei, dar să nu-i dea soarele, iar iarna să le introduceți în casă. Sunt foarte frumoase, sunt foarte aspectoase, să le avem și în casă. Ia uitați cât de frumoase sunt, eu le-am aici în sufragerie puse, că îmi place să le văd. Li se mai zice la aceste plante de Oxylius triangular sau celălalt Oxylius, li se mai zice floarea Cupidon, pentru că zice că aduce iubire, sau îi mai zice floarea Fluture, pentru că în cursul zilei are frunzele foarte larg deschise, iar pe timpul înserării începe să se închidă frunza. Eu, nu având așa multă lumină în sufragerie, vedeți că ele stau aproape semi-închise, nu sunt chiar atât de deschise frunzele. Și zice că fluturile își lasă aripile și le închide și le pliază. E foarte interesantă istoria lor. Dacă vă place să știți mai multe, intrați în categoria zona plantelor ornamentale și puneți denumirea fiecărui plante și citiți despre ea. Mie îmi place să citesc despre ele, îmi place să știu despre fiecare câte ceva. Ca și pământ, pământul este pământ normal, de pământ universal, cu puțină perlită sau puțină vermiculită. Dacă nu aveți nici din una, nici din alta, îi puteți pune puțină fibră de cocos. Dacă nu aveți nici fibră de cocos, puteți adăuga puțin zgură dintre aceea de la un lemn când este șlefuit, da? Ca să aibă pământul mai... sau puteți folosi
frunze din pădure, pământ de pădure, frunze uscate de pădure și amestecate cu pământ normal, și atunci ai obțineți un pământ bine aerat și un pământ ușor de a se scurge apa din ele. Ca și atacatori, ca și boli, o poate ataca acel fluture care atacă și mușcatele. Aici în Spania avem acel fluture, în România nu există. Aici atacă, depune ouă pe plantă și larva intră în mijlocul tulpinii și distruge atât mușcatele cât și aceste plante minunate. Lasă larva aici deasupra frunzei și apoi distruge planta. În rest, o poate ataca iarăși foarte bine acel păianj lânos alb, lânos așa. Și cam atâta, ca boli nu prea are boli multe. Îi mai puteți pune niște mușchi, dacă aveți vara, niște mușchi pe deasupra pământului pentru a-l putea ține umed tot timpul, da? Și cam atâta despre ele. Sunt plante care sunt foarte frumoase, le puteți ține atât în interiorul casei cât și în exteriorul casei. Acum de sărbători sunt foarte frumoase, că zice că sunt purtătoare de noroc, de prosperitate, așa mai departe. Aici am de la o prietenă penultimii trandafiri pe care îi are în grădină. Și zice, ia și tu să te bucuri. Și vezi ce să vă mai arăt centru care l-am făcut data trecută, pentru cei care nu l-au văzut, acest centru de interior, de masă, este foarte frumos, eu l-am pe măsuță, ia uitați-l cât de frumos este. Sau acest centru care l-am făcut la atelierul de florărie, ia uitați-l cât de frumos este și acesta. Este foarte frumos, mie îmi place foarte mult. I-am pus și câteva luminițe, păcat că nu se văd acum, cred că ziua nu se prea văd luminițele. Am să încerc totuși să le dau drumul. Ia uitați, așa arată și cu luminițe. Sunt niște trandafirași luminițele. Și din când în când îi mai pun puțină apă, pentru ca să-mi reziste frunzele mai frumos. Da? Mai vreau să vă arăt aici că am un crin roșu care mi-a înflorit, că v-am zis că într-un video v-am zis că am un crin care era pe punctul de a înflori, mi-a înflorit. Ia uitați-l cât de frumos este și mai are un boboc. Am avut un crin alb pe care vi l-am arătat cu 3 tije și am zis că posibil să-mi apară și a patra tije. Ia uitați că a apărut și a patra tije și are încă 3 flori. Ia uitați-o cât de frumoasă este. Da? Și ce să vă mai povestesc, mai am un crin care încă nu știu ce culoare este, îl avem aici, are boboc, când va înflori am să vă vorbesc despre el, ce culoare are. Deci ăștia sunt crinii de anul trecut, care anul ăsta au început să-mi redea boboci din nou. Până data viitoare, vă urez numai bine, sănătate și cât mai multe flori în colecțiile dumneavoastră, să aveți răbdare cu ele pe perioada rece și să nu uitați să distribuiți micuțele filmulețe, să-mi lăsați comentarii, să-mi lăsați poze cu ornamentele dumneavoastră care le-ați făcut pentru sărbătorile de iarnă,
decorurile și vă pup! La revedere!